Păi nu știu cum să-l consider, de dincolo sau de aici, pentru că e și de acolo și de aici. Adică e al nostru, al tuturor. Cred că îi dăm cuvântul să vorbească ca poet, de obicei, membru acel. Acum și dacă veți dori câteva cuvinte să răspundeți de pe poziția dumneavoastră de reprezentant al misiunii diplomatice, ne simțim onorați. Am înțeles că aș putea începe cu lectura sau înainte cu cuvântul despre opera? Cum credeți, azi e chestiuni diplomatică, nu mă pricep, aici sta. Două cuvinte atunci despre invitați. Da. Mii de mulțumiri pentru faptul de a mă primi de fiecare dată cu căldură în rândul membrilor Cenacului. Mașina cu poeți. Este o bucurie lăuntrică deosebită și vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră de fiecare dată. A devenit, mărturisesc, ca și Bucovina, un dar de care, iacătă, nu mă mai pot lipsi. Este o alinare a sufletului și atenție creează dependență. Referitor la invitația de astăzi, țin să transmit, pentru că am primit invitația în dublă calitate și de creator, dar și de reprezentant al misiunii diplomatice de aici, transmit un salut călduros și prin și folosind acest prilej al conducerii Consulatului General al României la Cernăuți, și este o inițiativă care reușește să aline prin spirit această situație realmente de destin tragic al Bucovinei, aceea de a fi separată ca o inimă în două, și dacă patria din inima mea, a lui Mircea Lutic, a trebuit ani de zile să stea, să fie reprezentată acolo cu biruință, prin versul pe care l-a creat, ca și credința lui, ca și limba română. Iată, astăzi, împreună, inima e întreagă, în loc. Putem să urma orice graniță și inima se reîntregește și pulsează, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Constat încă de la început că cei doi poeți sunt poeți de elită, care se adresează unei elite a intelectualității, atât prin limbajul folosit, cât și prin trimiterile repetate la anumite teme din creația lor. Eu vreau să spun că niciuna dintre ele nu este mai prejos. Totodată vreau să amintesc că se fac între cunoașterea prin revelație liturgică promovată de poetul românilor de pretutindeni, a zice Mircea Lutic, dar și cunoașterea prin metoda științifică, la care face de foarte multe ori trimitere neoambangardistul, cum am găsit eu transcris de critici pe Alo Vintilă. Sunt foarte multe momente de interconexiune și fac această mărturisire și printr-o experiență directă, aceea de a fi avut șansa să particip la reședința de vară a Papei la Castel Gandolfo, în apropiere de Roma, unde, spre surprinderea mea sau cutremurarea mea ca și tânăr, a fost aceea că s-a discutat ore în șir despre ultimile cunoașteri științifice, ultimile teze. La o asemenea profunzime și fidelitate, ca și cum te-ai fi aflat într-un laborator NASA. Și asta înseamnă, de multe ori, religia folosește cunoașterea științifică în a-și argumenta și a se reînnoi continuu. De asemenea, și din partea cealaltă, chiar dacă, spre pildă,
inițiatorul pragmatismului John Dewey, americanul John Dewey, spunea că regretă că o parte întreagă din viața sa și-a petrecut-o proslăvind cunoașterea științifică și a descoperit că ele erau de mult cunoscute prin revelația, prin teoria revelației creștine. Eu îi felicit pe cei doi. Am găsit pasaje care mi-au plăcut foarte mult și pe care nu le-a citit domnul Vintilă astăzi într-o antologie a Bucovinei, Poezia Bucovinei. Interesant. Da, din Academicea Întărețanu. Am găsit aici cuvintele bucovinene tipice, care ne bucură atât de mult când le regăsim de o parte și de alta a acestor bariere care ni s-au pus, și referire atât la caracterul veșnic al vieții țăranului, care trece cu avuția sa de multe ori în sacul ștuleț, de parte și de alta ramei la porumbele de replecea, dar și trimiterile repetate la teoria științifică, Bacillus Pop și altele. De altfel, această metodă de cunoaștere științifică a domnului Vintilă include nu numai inovații, include, așa ca orice scriitor de avantgardă, un strigăt, o critică, o permanentă dorință de a redescoperi, de a reinventa. Sunt foarte curios să citim împreună din creația domnului Vintilă atunci când va atinge vârsta de aur a înțelepciunii a domnului Dutic, care s-a îndreptat și dacă toată viața s-a erișat în apărătorul credinței și al limbii române și în calitate de secretar general de redacție la Zorile Bucovinei, inima noastră ce a pulsat atâția ani aici în această parte a Bucovinei, dar și ca poet în opera sa, dumnealui a atins, eu știu, acea pax magna, acel echilibru perfect între sine și ceilalți, între sine și divinitate. Și aș putea spune chiar cu el însuși, poetul care, străbătut și marcat atâta timp de materialismul dialectic, vine și ne arată în umbra lacrimii Nihil Sine Deo. Fără de Dumnezeu. Este ceea ce în această mare trecere a noastră a tuturor, in vivere la morte corere, cum spune într-unul din poeme, sau set fugit in terre ars, fugit ireparabile tempus. Aș încheia spunând că mai mult de 5 încheiați, minute... Încheiați cu poemul dumneavoastră. Poemă, da. E greu să citești după invitații speciale de azi. A fost într-adevăr un regal a 5-a întâlnirea noastră și îmi doresc să fiu martor și la celelalte evenimente. Sunteți obligat, sunteți membru. Mă bucur mult. Eu am să citesc numai câteva rânduri să vă stâlnesc fără interesul. Încă nu le-am sintetizat, n-a apărut niciun volum al meu. Vă dezvăluim un secret. Dezvăluim un secret că toți diplomații care vin la Cernăuți, înainte de plecare, scot câte o carte lor. Așa s-a întâmplat cu Romeo Sândorescu. Așa faceți dumneavoastră. Cred că da. Ne bucurați să facem prezentarea aici. Da. Spațiul facem, facem prezentarea cărții, o facem aici. Am să încep cu geneza cuvântului. Întâiul am plătit lumânări din petale de crin și a aprins noaptea de taină din noi. Nevăzută i-a fost fața. Dorul de timp ne-a înzăpezit munții și a proat pe durerea ochilor cu lacrimi. O, zău nescocitor de cuvânt, cu îndoială săgetată ai secunda trufiei, ce a cuprins ca un fulger tăcerea. Și, la un semn, adevărul și minciuna s-au ascuns învelite în cuvinte. Vis. Vis.
Se făcea ca albă ca zăpada și cei șapte pitiși se învârteau și cântau într-un ritual ciudat. La un semn, ea a strigat: "Hai, prinde-te în cercul nostru, rostește cuvântul." Am vrut să fug, dar picioarele nu s-au clintit, iar brațele au atârnat peste timp înghețate. "Ai, vino cu noi, rostește cuvântul." Am vrut să strig, dar buzele nu s-au mișcat, iar șoaptele s-au născut peste timp împietrite. Manifest. Iubiți-vă pe florile albe de pe catafalcul celor trimiși de voi în război să piară. Spălați de durere ochii mamelor, ai căror fi n-au cunoscut iubirea, ci doar pistolul tăcut al inamicului. Voi ce mai credeți în măreția omului, de vreți să înțelegeți zâmbetul ploii care ucide, așa cum sunteți, iubiți-vă. Mulțumim. O viziune asupra Apocalipsei. Din peștera unde sunt, nu se zăresc urmele pașilor tăi pe nisip. Mă înfioară doar urletul de neputință al celor ce desenează cercuri și în van încearcă să le înțeleagă taina. Să te cuprind aș vrea, mă tem. Oameni și fiare s-au pretutindeni fumul din peșteri. Unește ruga și neputința, să te cunosc aș vrea, mă tem. Speranța decade odată cu amurgul zeilor. Primește-i, Doamne, pe fiii tăi. Că suntem într-o epocă a frumuseței, să închei cu o poezie de dragoste. Te cuprind în vise cu ninsori cerinite, brațe tari de pietre din izvor de munte. Din rugul de patime asemenea nouă, cresc lacrimi de înger și sânge și rouă. Aripi de zăpadă, șoaptele târzii, îmi opresc suflarea când aștept să vii. Marea cu tarazuri reci te cuprinde în vraja ei, eu suflu greu, tu mă privești și pleci. Mulțumim! Avem acolo, da, generația tânără.